Urcă în careu cei doi stoperi, Miron și Cristea. Interesantă alăturare de nume. Miron Cristea a fost patriarh al Bisericii Române, a fost prim-ministru. Iată centrarea acum, bună centrare, 2-0. Centrare perfectă a lui Ovidiu Popescu și înscrie Cristea. Cristea face 2-0 la o schemă interesantă de corner. De regulă FCSB suferă sau a suferit la cornere și la alt gen de faze fixe, cu mingi aruncate în careu. De data asta centrarea este foarte bună. Ovidiu Popescu îi pune mingea pe cap lui Cristea și vedem și ce face stratul în tribune. Da, e o schemă bine făcută, nu este offside în momentul centrării. Cristea pare să fie în poziție regulamentară și o reluare destul de simplă, destul de ușoară a lui Cristea, scăpat din marcaj de I. Lopez. Nu este I. Lopez. Ricardo Grigore. Da. Cred că asta și spunea acolo oarecum Contra, l-am văzut cu brațele ridicate, ce se întâmplă, ce faceți acolo.